Doamnelor și domnilor, bine v-am găsit la știrile orei. 46.000 de doze de vaccin antigripal consideră autoritățile sanitare sucevene că sunt necesare pentru sezonul rece 2018-2019. Necesarul estimat de doze de vaccin gripal a fost stabilit în conformitate cu datele obținute de la spitalele din județ și de la medicii de familie. Autoritățile sanitare sucevene au transmis Ministerului Sănătății necesarul de doze de vaccin gripal. Pentru sezonul rece 2017-2018 au fost solicitate 55.500 de doze de vaccin antigripal, dintre acestea fiind repartizate județului Suceava 33.270 de astfel de doze. Anul acesta, 46.000 de doze de vaccin antigripal au fost solicitate de reprezentanții DSP Suceava. Direcția de Sănătate Publică a solicitat Ministerului Sănătății 46.000 de doze de vaccin antigripal, conform necesarului transmis de spitale și de către medicii de familie. Așteptăm să ajungă în județ după data de 15 septembrie. Reamintim că vaccinul gratuit este destinat personalului din spitale și categoriilor de populație din grupele de risc. Odată cu venirea toamnei, specialiștii recomandă populației să respecte cu strictețe regulile de igienă personală necesare pentru evitarea îmbolnăvirii, și anume, în principal, spălarea cu apă și săpun a mâinilor și folosirea batistelor pentru strănut sau tuse.